Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vă aduc analiza pe care am pregătit-o pentru cel de-al 416-lea episod al seriei Emanet, pe care publicul îl așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Aziz îl prinde și îl blochează când fratele său Driss o împușcă pe Zia. Apoi merge pe el și îl certa, fie că este fratele meu sau dușmanul meu. Între timp, Zia leșină de un acces de frică. Aziz le ordonă oamenilor să-l dezlege pe Zia și să-l ia de acolo. Mai târziu, când spune că încerci să-mi faci pe Aziz Yaman un inamic pentru mine, fratele său se apără pentru că a făcut-o pentru a proteja onoarea familiei noastre. Între timp, Yaman este îngrijorat de fratele său mai mare și visează că fratele său mai mare îl protejează. Sunt lacom că nu-i voi lăsa să-ți facă asta. Când Aziz întreabă dacă ai dat foc depozitului lui Yaman, el neagă. În timp ce Aziz investighează cine face aceste lucruri, el află că fratele său este Topal Driss, de la bărbații pe care i-a strâns. Mai târziu, tatăl meu îl sună pe fratele tău nu pentru că ești șchiop, ci pentru că ești mereu după o muncă murdară. Aziz spune că următoarea lui slujbă este să-l reunească pe Zia cu familia sa în siguranță și, în timp ce pleacă de acolo, Driss trage o armă asupra lui Aziz. El spune, vrei să ne protejezi familia cu frică în felul acesta. Nu există nicio recompensă pentru ceea ce a făcut, îl voi ucide pe Zia și îl voi arunca în fața lui Yaman. Aziz se enervează cu aceste cuvinte și îl bate pe Driss. Lumea asta pleacă din cauza unor oameni ca tine. Driss trage un pistol în aer cu lăcomia de a nu-i putea face nimic lui Aziz. Duigu, în schimb, se gândește cum să-și țină promisiunea pe care i-a făcut-o mamei sale la vârsta de 6 ani. Între timp, Yasemin sună și Duigu îi spune lui Yasemin că sunt pe punctul de a se despărți din cauza refuzului lui Ali de a trăi cu mama ei. Yasemin spune că mama ei se prefăcea că este pentru ca Duigu să nu se căsătorească și să zboare din cuib. Pe de altă parte, Ali își face griji că mătușa lui este singură și se gândește la ce se va întâmpla dacă se vor căsători. În timp ce Ibo îi spune lui Ali că mătușa lui a întins o capcană și îi sfătuiește să stea drept pentru a nu cădea în capcană, Duigu îl sună pe Ali. Și când îi spune lui Ali că a căzut în capcana mamei sale, Ali spune că sunt în aceeași situație. Driss este furios și îl cunoaște bine pe fratele său Aziz. Între timp, Yaman le întrerupe calea și își bate omul mai întâi, apoi îl prinde pe Driss încercând să scape și îl întreabă unde este Zia. Driss încearcă să scape de Yaman spunând că Zia este în viață. Duigu și Ali decid să facă o piesă pentru mama ei, Semra, și mătușa sultanului. În timp ce Semra Hanm și sultan încă încearcă să se facă geloși unul pe celălalt, își dau seama că au fost înșelați. Mai târziu, cei doi și-au pus capetele împreună pentru a forma un parteneriat de afaceri. Cicică, în schimb, a fost devastată de absența Zici, uitându-se la pozele ei și plângând. Se apropia de Zia și își aducea aminte de conversația lor. Între timp, Seher, care o vede tristă, vine la ea și încearcă să o consoleze. Am trecut și prin momente foarte grele și Yaman spune că nu o va lăsa niciodată singură pe Zia și că îl va găsi și îl va aduce. Emoția și Ali au venit braț la braț la casă, întrebându-se ce s-a întâmplat, în timp ce Semra Hanm și sultan au auzit strigătele mătușii. De îndată ce deschide ușa, sultanul tot spune că această logodnă s-a încheiat, totul este anulat și îl ia pe Ali și pleacă. Yaman îl prinde pe Driss și îl duce la depozit și îl bate acolo. Dar de data asta, Driss a dat ordin, Aziz a dat ordin, eu am zis să nu o faci, el dă vina pe fratele său pentru că nu m-a ascultat. Yaman spune cu lăcomie că l-a părăsit pe Driss și s-a dus la Cenger și a mărturisit că Aziz a făcut ceea ce a făcut. Cenger spune că l-a văzut pe Yaman intrând în depozit cu Driss și a aflat cine a răpit-o pe Zia. Aziz îi spune mamei sale că lucrul corect este să-l predea pe Zia familiei sale și că nu ne putem corecta greșeala și ne cerem scuze. Totuși, mama lui spune că după acest timp, nu mai există întoarcere și trebuie să plătim orice ar fi dieta lui, tu vei lua vina pentru fratele tău. Dacă trebuie să aleg unul dintre fii mei, spune el, tu l-ai împușcat pe tatăl tău, așa că l-aleg pe fratele tău. După toate aceste cuvinte, Aziz spune ok, îmi voi plăti dieta și pleacă.
Aziz își amintește ziua în care tatăl său a fost împușcat. Îl sună pe Seher Aziz și îi spune cum ai făcut așa rău, cum ești așa de ipocrit. Ochii ei sunt plini de lacrimi la cuvintele lui Aziz Seher și nu poate spune nimic. După ce Seher închide telefonul, izbucnește în plâns. Mătușa Sultan și doamna Semra îi invită pe Duygu și Ali în casă și le organizează o ceremonie de logodnă surpriză. Duygu și Ali sunt uimiți de această surpriză. Și în sfârșit, are loc mult așteptatul logodnă. Sultanul încă își poartă inelele cu urări de bine și toată lumea le aplaudă cu entuziasm. Yaman vorbește cu Cengher că acest lucru nu va funcționa, trebuie să găsim o soluție. În timp ce Aziz stă cu mama lui, Yaman îl cheamă până la punctul în care se vor întâlni. El te avertizează, nu forma alt număr. Duygu și Ali încearcă să treacă peste șocul logodnei. Când Ali a spus lui Duygu că ai promis că nu te vei căsători cu nimeni, Duygu a anulat de fapt acea promisiune când aveam 7 ani, dar ei vorbesc că mama mea nu a mai fost acolo de atunci. În acel moment, când a plecat Ali, a venit femeia care l-a urmat pe Duygu și a spus că fratele lui Erturul a avut un salut și l-a înjunghiat. Prieteni, am ajuns la sfârșitul acestei părți. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!